Începem? Da. 3. Doamna președinte, începeți. Nu, să dau citiri ordin de zi. Așa și vă rog să-mi permiteți să dau citiri în aceste ordini de zi. La articolul 1 avem aprobarea procesului verbal al ședinței din 27-11-2018. La punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului consilier. Deci la punctul numărul 2 avem proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului domnului consilier local Cipră Ionuț. La punctul numărul 3, proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri cheltuieli trimestrul 4-2018. La punctul numărul 4, proiect de hotărâre privind aprobarea elaborării și tehnoredactării strategii de dezvoltare activități serviciilor sociale de protecție a copilului. La punctul numărul 5, proiect de hotărâre privind aprobarea stabilirea impozitului taxelor locale sau altor taxe asimilate acestor aplicate în anul 2018. La punctul numărul 6, prezentarea raport de specialitate privind cheltuielile în noiembrie 2018. Punctul numărul 7, întrebări, interpelări, informări ale primarului și consilierilor locali. De asemenea, vreau să vă, așa cum v-am mai și înaintat la mapă, este un referat a domnului primar, pe care vreau, dacă sunteți de acord, să-l aprobați, să-l introducem pe ordinea de zi, privitor la solicitarea suplimentării în conformitate cu prevederea articolului 43 din legea 215, privitor la proiect de hotărâre privind aprobarea acordării titlului de cetățean de onoare a Comunității județul Bacău, a doamnei profesor Mariana Xeni. Soacră, doamna președinte, spuneți la vot. Supunem la vot spre aprobarea ordine de zi prezentată. Doamne, supunem ordine de zi, dar vreau să fac un comentariu. De stat. Domnul primar, Anton Cătălin Gheorghiță, a convocat ședința Consiliului Local, ultima ședință, cea mai importantă a anului, în care ne putem legea și discuta realizările din acest an și cu regret vă spun că sunt foarte supărat că nu este aici. Prezent cu noi. La datorii, cum spunem noi. Deci, din punctul ăsta de vedere, consider că este o sfidare față de Consiliul Local și față de comunitate. Am încheiat. Sunt de acord cu ordinea de zi. Se aprobă, da? Deci, vroiam să lămurim un pic treaba, să aprobăm procesul verbal la ședințe ordinare, după care să trecem la buget. Că este mult de muncă. Acum, în final de an, trebuie să transmis toate situația la trezorerie, la prefectură, la finanțe și vă dați seama că anul bugetar se închide pe 21, la ora 13. Okay. Dar trebuia făcut ședința mai înainte, dacă se închide așa direct. Acum ne-au anunțat. Acum ne-au anunțat, da. Deci nu mai plecăm niciunul. Până, nu, până la luptăm, până la 1 aici și la 2 mâncăm. Da, la ultimul. Da? Deci nu mai plecăm, seama aici, că avem citit. Deci, mi-e rău și mie, da? Nu-i bun. Deci, supunem la vot aprobarea procesului verbal și din 27 am ușa. Cine a scris procesul verbal? Eu. Nu, nu fac, nu am de fapt o remarcă. Doar pentru vreo câteva luni de zile ne regăsim aici cu treaba asta. Exact ca și luna trecută. Haideți ca să spun. De acord. Spuneți la vot? În 12 din 13, da? Da, lipsește ciclul. Lipsește, gata. Gata, suntem. Fără eu. Să trecem la, la punctul 3, dacă ne permiteți, privind proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetare și eventuși cheltuieli pe trimestrul 4-2018. Doi ani să lăsăm libertate cu contabilitate să facă treaba ce are de transport. Nu, e cu CIPCA care se constată. E cu CIPCA să discutăm, nu? Nu este un proiect de hotărâre care trebuie să-l luăm. Nu, dar să-l luăm pe 3 înaintea lui 2. Nu. Asta e vorba, așa cu geapa. Dar trebuie să-l luăm după cum cu geapa, nu la geapa.
Asta e la timp, 215 spune destul de clar, domnul secretar, ce se întâmplă cu acel consilier, care la trei ședințe merge, nu, spune despre de exact, da? Exact. Trebuie să discutăm, da, să-ți da, spuneți despre ce se și gata. Dacă nu, după trei ani de zile de legislație. Comunitatea nu trebuie să știe care e situația lui Cipcă. Poate unii întreabă. Dom'le, omul nu a mai venit, da. E așa, deci trebuie să știe lumea. Noi știm, dar nu trebuie să știe comunitatea. Noi nu trebuie să știm. Așa cum ați fost informați prin exprimarea de motive și prin raportul de specialitate, deci s-a analizat prezența domnului consilier Cipcă, care a fost ales în 2016 prin lista Partidului România Unită și deoarece acesta nu a fost la trei ședințe ordinare ale Consiliului Local al Comunei Scorțeni în septembrie, octombrie, noiembrie 2018, calitatea sa de consilier local încetează de drept, încălcându-se prevederea articolului 9, alineatul 2 și litera D din legea 2393 privind statutul aleșilor locali. În conflict cu prevederile articolului 9, alineatul 3 din legea 393, actualizat, prevede că încetarea de drept a mandatului de consilier se constată de consiliul local la propunerea primarului sau oricărui consilier. Astfel, urmează să constatăm că sunt îndeplinite prevederile articolului 9 din legea 393/2004. Da. Acum. Mă scăl acum eu. Probabil că problemele dânsului personale sunt de a determina să nu mai participe la Consiliu, dar vreau să fac doar și o remarcă pentru el, că e colegul nostru, l-am cunoscut foarte bine cât a lucrat cu noi aici și îi mulțumesc pentru activitatea care a făcut-o lângă noi aici, cot la cot, pentru pozițiile personale, nepartizane, decât în sprijinul comunității. Este un băiat tânăr, cu perspectivă și urez succes acolo unde este, în familie, acasă și cred că Ionuț va fi un om care în viitorul Comunei Scorțeni va avea un cuvânt greu de spus, după așa cum l-am cunoscut eu. Mulțumesc! Mai doriți cineva de a cuvântul? Nu. Supunem la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetare de venituri și cheltuieli pe... Nu. Ionuț. Supunem la vot încetarea mandatului. Consilier domnul Cipcă Ionuț. Aveți întrebări? Da. Cine să scrie la cuvânt? Nu am dat de bară. De la Consiliul Județean. La cine? Este un document? Da, eu am raportul înregistrat pe 18-12. S-au primit sume de, din cotele, din impozitul pe venit, 68.688,20 de bani. Despre asta este vorba. Iar pe raportul meu mai sunt 1.238 de lei recuperări din anii precedenți, care trebuie și făcut rectificarea prin banii în buget, sau recuperat banii. Deci a fost ședința la Consiliul Județean pe 17 după amiaza, iar pe fax noi am primit pe data de 18 dimineața. Banii s-au pus, deci, la 4... Mâine ultima zi, da. 4.000 de lei, dacă mai reușesc. Am factură la telefon, internet, camere de supraveghere. La muzică și dansuri, o restanță de 1.700 de lei, iar restul banilor s-au pus pe bunuri și servicii care se vor duce în excedent pentru că nu mai este timp de cheltuit. Nu mai este... La 1.700 restanță nu s-au plătit La luna noiembrie, la factură. Nu s-a plătit... Da, s-a plătit o parte și mai am diferența de 1.700. Pentru luna noiembrie. 5.700. Păi, dar nu a apărut luna trecută, că a fost plătit numai o parte în...
Pe luna noiembrie. Informarea. Nu, nu, nu. Pe luna noiembrie s-au desfășurat dansurile, dar plata se face în luna decembrie, pe o lună pe alta. Bun, dar luna noiembrie am văzut o plată de 5.700. Deci 5.700 o aveți deci în luna noiembrie. Sunt plăți... Nu este adevărat. Deci au fost de 5.400, acolo au fost două facturi pe luna octombrie și noiembrie, nu, septembrie și octombrie, iar pe luna noiembrie factura s-a plătit o parte, pentru că s-a încheiat procesul verbal în decembrie. Se desfășoară activitatea pe luna noiembrie, dar în decembrie se va plăti, de pe o lună pe alta. Deci informarea este pe luna noiembrie. Da, și sunt două plăți. 5.700. Septembrie și octombrie. Cum scrie septembrie? Da, scrie luna noiembrie, dar nu-i... Plățile s-au făcut în luna noiembrie. Și informarea pe luna anterioară este... Deci plățile au fost... Dar ea nu plătiți lunar, nu dai factură lunar? Se decalează de la lună la lună. Pe luna trecută. Păi da, dar la lună la lună nu e sumă exactă care o plătește factură. E în funcție de numărul de ore pe care le desfășoară. Că se poate să fie bine, să fie patru... Deci, vine informarea de cheltuieli este un care se face pe număr de zile, pe număr de ore. Apoi auziți care-i treaba, domnule, asta nu are o sumă exactă lunar. Să faci număr de ore și zile. Se plătește la 100 de zile. Dacă vine tot săptămâna, e 100 de lei într-o săptămână, dacă vine, din locul revine. Nu. Dar nu de ce este plasă. O dată pe săptămână să vine. O dată pe săptămână să vine la muzică, o dată pe săptămână la dans. Păi nu știu, s-a depășit suma calculată de la ianuarie până decembrie de 360 de milioane? 36 de mii. Și suplimentat-o, ai evitat? Aici, nu. Deci... A suplimentat-o în vară, cu vreo 14-15 mii. Nu s-a suplimentat în vară cu nimic. În vară vă explic eu. În luna iulie s-a făcut rectificare de buget. Din 36.000 care au fost inițial puși în buget, s-a dat 9.500 de lei la școală, pentru că s-a desfășurat orele, a avut contract ianuarie, februarie și martie, iar școala nu-i plătise. Deci când s-a făcut bugetul, fundamentarea de buget la început de an, școala nu a solicitat bani pentru că le-a desfășurat orele. Iar noi din bugetul local, în luna iulie, am virat 9.500 de lei ca să-i achite domnului profesor pentru cele 3 luni. Noi am început contractul cu 1 aprilie primăria și s-a continuat desfășurarea activității. Nu s-a suplimentat cu niciun leu. 36 de mii care a fost la început de an, din care s-au dat 9.500 la școală. Au mai fost așa cum v-am spus cu contractul ăsta, suntem la contextul rectificare. Adică tot am fost discuția cu dansurile, ce am discutat și la comisii, deci știu că fac parte. Dacă mai fac parte din comisia aia, de fapt am spus și personal primarului că nu o să-i mai serând niciodată chestiunea asta, pentru că rezultatele din discuțiile care am avut cu colegii și cu colegii în Consiliu, nu prea se văd. Sumele văd că au început să crească amețitor, ușor, de la 3.000 până să ajung la 5.000, 6.000, deci așa, cu tot felul de justificări, cum eu intru la mănunte. I-am spus și de ce nu mai semnez personal chestiunea asta și dânsul știe la ce mă refer eu. Eu vreau să aduc în fața dumneavoastră Consiliului, pentru că suntem la sfârșit de an și de asta am și vrut ca dânsul să fie aici. Sunt foarte multe chestiuni și sunt foarte multe de lămurit. Dar, în primul rând, dacă dânsul nu e, am spus tot dumneavoastră cu colegii din Consiliu. Pentru că eu acum, deși la început am considerat o idee foarte frumoasă și generoasă pentru copiii noștri aici, îmi dau seama că, de fapt, aici, de fapt, este altceva. Copiii care mai fac câte ceva, am văzut că plătesc părinții să duc ei la bilet, la matur, mai fac ore, pentru că în grupul ăsta, calitatea artistică a spectacolului care se fac, îi lasă de dorit. Și nu-i mai părerea mea. Este părerea unanimă a tuturor și a părinților. Eu aduc în fața colegilor în Consiliu, dacă credeți că mai este oportun ca începând cu 1 ianuarie, să mai menținem acest contract, pentru că sigur să va veni, și eu știu de ce, da? Mai mult decât atât, poate și cu ajutorul altor persoane din Direcția de Cultură a județului Bacău, și sunt oameni care ne pot ajuta, găsim și alte oportunități, sau poate chiar găsim prin ofertare această prestare de serviciu pentru copii la un nivel calitativ superior și în condiții corecte de preț. Pentru că mi se fac deplasate sumele.
Doi la mână. Eu nu am avut în mapă, pentru că m-am înscris la cuvânt, doamna președinte, da? Da. Îmi dați voie, da? Da, da, da. Eu n-am avut în mapă nimic de rectificarea bugetară. Am ascultat acum ce a spus doamna contabilă aici, când a venit să zică. Deci, după cum văd că merg treburile așa, eu nu sunt de acord cu... Mă țin de la acest vot, de la rectificarea bugetară, cu toate explicații care le-am dat dânsa. Și am motivele mele. Deci asta mi-a fost punct de vedere la acest punct. Mai dorești cineva să ia cuvântul? Eu am o întrebare, poate mai înșel aici, la voucherele de vacanță. Pe ce an se... s-au plătit? Pe luna noiembrie, nu. Voucherele de vacanță... Lăsați-mă să vă explic. Da. Pe luna noiembrie am dat voucherele de vacanță la asistenții personale. Așa cum am mai discutat cu o ședință înainte și am spus că o să acordăm și vouchere de vacanță la asistenți personal ai persoanelor cu handicap care s-au plătit în luna noiembrie. Da. Ceilalți salariați au luat în luna iunie. Da, în luna noiembrie au fost plățile pentru că era termenul legal să se dea până la 30 noiembrie. Finanțele ne-au dat verdictul că putem să acordăm, ne dau sume din TVA pentru voucherele de vacanță și am dat la salariați. Și încă o întrebare, fiindcă s-a vorbit aici despre camere de luat vedere. Nu știu. Acum, cât de performante sunt astea? De ce nu trebuie? Pentru că atunci când s-a ținut festivitatea de 28 să până fost așa, a fost un furt în zona aia unde sunt camerele de luat vedere. A fost un furt dintr-o mașină, mașina a fost văzută, bineînțeles că nu se pot depista. Dar s-a făcut reclamații la poliție? Pentru că poliția ne solicită nouă mai departe. Poliția a spus așa, nu vede numele de matriculare, ce fel de camere sunt? Că mașina aia, am înțeles că a trecut de 2-3 ori pe acolo, nu se vede, nu se vede nimic. De ce mai pun în camere? Dacă așa o să fie și să zicem, Doamne ferește, o spargere la cămin și o să vedem niște mămâi pe acolo că se plimbă și nu o să știm cine. De ce le mai punem? Da, asta era... Nu, dar de ce? Am înțeles. Nu, eu nu v-am spus. V-am întrebat cât de performante sunt camerele astea. Dar nu poate să spun eu cât de performante sunt. Dar în genul poate știi ești de mamă. Că nu urmăresc eu camere, n-am dat o comandă. Corect, nu știu. Dar cred că sunt cam degeaba. În afară de niște forme care se mișcă... Extrage mai am eu camere și veniți și vă uitați și dumneavoastră. Că se poate extrage de pe camere și să urmăriți mașina. Tot timpul poliția a venit și a solicitat de pe camere extras. Da, poliția a fost, nu a spus că nu poate să-i depisteze, că nu se văd numele de la mașină. Deși mașina a venit și de la deal de unde a furat, și când s-a dus încolo. E problema postului de poliție. Corect, până la urmă, dar dacă nu se, dacă nu ajută cu nimic camerele astea, le dăm jos. Doamnă, vreau să vă întrebăm, din suma de 15 miliarde 900, ce sumă s-a plătit pentru drumuri? Păi este lunară dată suma și o să fie din 15 miliarde cât o s-o dată, contractul a fost de 14.800 și ceva. Iar diferența normele de închidere o să le stupim la bugetul de stat la suma sau pe normele de închidere. Dar s-au, deci s-a plătit, nu toată suma, adică... O să mai apară și în luna decembrie și o să închei. La final vă dau... Da. Fac execuția bugetară pe 3 luni. Pe trimestru 4, atunci vedeți suma plătită. Păi nu, că au fost, da, pe 10 miliarde, pe noiembrie care au fost apărut. Și văd că mai aveți acum 4 miliarde 700, nu? Da, până la 16.900. Deci înseamnă că s-au plătit până acum 14 miliarde 700. 800 și ceva. Deci exact, suma pe de. Dar spune pentru drumuri. Deci nu suma de 10 miliarde în luna trecută, îți mai dat acum, adică, și domnul primar mi s-a spus că l-am întrebat, domnul, ați cheltuit, dar nu ați terminat toate drumurile, că nu, că nu s-a cheltuit banii, restul banilor sunt în cont, văd că acum au venit... Nu s-a mai făcut nimic și o mai venit iar cu suma asta de 4 miliarde 700 milioane. Eu am recepție, am viza dirigentului de șantier, am documentele justificative. Da. De calitate nu răspund eu. Da, nu, înțeles. Nu pot să am angajat pe dirigentul de șantier. Eu nu merg pe drum să văd că am făcut spiață sau nu s-a făcut sau. Eu am documentele justificative. Pe teren vă poate explica domnul primar, domnul dirigent de șantier,
Sunt membri comisii, președinte de comisii pe lucrare? Da. Nu, referitor la sumă, întrebam dacă se știe din suma toată cât s-o cheltuie praful. Sumele s-au respectat conform contractului. 4700 de euro. Conform proiectului, în primul rând, este un proiect. 4700 de ocupații de lucrări care sunt vizate de domnul diriginte de șantier. Nu, că eu am, era chestia întrebare pentru desu, era, că poți că nu s-o cheltuie, decât 10, restul a zis că o să cheltuie, o să se intervine din nou cu iar, cu celin, nu mai intervenit cu nimic, dar văd că suma o apare. Este promită garanția de bună execuție 5% din valoarea contractului, de licitație. Doamna președintă, vă rog frumos să consemnați în procesul verbal ca în ședința din ianuarie, domnul diriginte care a fost pe teren și a observat lucrările și spune că sunt așa după proiect, să-l avem la ședință când va fi, știu eu, pe 20, pe 22, dar venim cu rugămintea, consemnați în procesul verbal acolo, domnul diriginte de șantier, că eu efectiv am mai fost pe traseu, m-am mai întâlnit cu colegi, eu pe dânsul nu l-am văzut, da? Eu o înțeleg pe colegă, n-are nicio treabă. Atâta timp cât îi vine actele doveditoare în spatele automațare de poate, dânsa ar merge mai departe. Cum v-am mai spus și înainte, primarul scrie undeva acolo bun de plată. Vom vedea despre ce și cum. Că lucrări, nu știu, eu v-am spus. Păi n-am cerut din august. Din august am cerut. Un plan de acțiune. Doar atât. Vă rog frumos, în ianuarie să vină domnul diriginte să ne explice. Ba chiar eu în sprijin atunci am spus, domnule, este bine a se face inclusiv filmări, poze, unde s-a lucrat peste tot, așa, pentru că nu prea e bine. Dar știți că când e zăpada de 2 metri, să scrieți... Nu. Asta trebuia făcut înainte. Dar cuvântul doamna Ceaușu. Da, eu mai am o întrebare. În ședința pe comisie am fost întrebată dacă am semnat procesul verbal pentru ca să se dea banii pentru dansul și muzică. Și eu am semnat. Dar dânsii au zis că n-au semnat niciunul. Vreau să întreb că am fost întrebată eu, în ce bază s-au dat banii, dacă am semnat numai eu. Ei au zis că n-au semnat niciunul. Pe lunile trecute au fost semnate. Acum, deci acum. Pe noiembrie, da, acum. Este numai semnătura dumneavoastră. Atât, da. Nu s-o plăti, deci. Păi nu, că dacă m-ați întrebat pe mine, mă întrebați și el. Nu, nu, mai întrebăm o dată. Întrebați. Această factură s-a plătit? Întrebați. Această factură nu s-a plătit. Bun. Și cum o s-o plătiți, dacă noi nu suntem de acord? Nu, și asumă domnul primar. Responsabilitatea. Deci ați auzit, da? Da, da. Deci domnul primar își va asuma semnătura, plata. Acum să justifică ce vă spuneam și în cadrul comisiei, că dânsul cum a pasul braț, așa, pe la doamna Ceaușu, pe la domnul Măgerescu, spune stare, sau de toată lumea. Deci cum ar comunicorțe, cum a pasul braț, la fiecare membru din comisie acasă, să obține semnături pentru acest contract. La mine nu a fost, am venit eu. La mine nu a fost. Nu e vorba de contract. Pentru bani. Pentru ce verbal. Da. Nu a fost. Întrebare. Ce interes așa majorie? Dacă domnul primar își asumă, spune bun de plată, se plătește. Deci nu este nicio problemă. Domnul primar îmi descris că își asumă responsabilitatea. Și deci dacă nu semnează nimeni, nu există nicio problemă. Exact cum spuneați la comisie, pe principiu eu. Deci domnul primar își asumă responsabilitatea. Deci, dragi consilieri, și poate face plata și numai prin exact dispoziția și noi. Înseamnă că noi, Consiliul Local, noi avem prerogativele prevăzute de legea 215 de a aproba bugetele în toată forma și dimensiunea și diversitatea lor. Da? Și atunci nu mai e nevoie de noi. Nu mai este nevoie. Da? Deci noi stăm degeaba aici. Deci eu vă propun să mergem acasă toți. Da. Da? Toți. Păi începem cu 1 ianuarie. Asta e propunerea ta, Giulio. Da, eu v-am propus. Eu vin cu rugămintea așa, dacă noi spunem niște chestii de 8 luni, de 9 luni, și ne-a spus Sandel, dom'le, hai nu ne dăm, nu mai trebuie, să te aducă, dom'le, toate documentele, le cerem de pancate, spunem, s-au supărat unii. Prima dată a fost discuția cu banii care se cheltuie pe telefonie. Nu s-a rezolvat treaba asta acum. Tot împingem, știți cum, cu buldozerul ăla, da. Așa, ce să mai zic? Uite de acum, că la urma urmei ajung la concluzia, că noi colegii, consilierii, nu suntem atât de supărați că cerem de 2 ani jumătate tot felul de documente. O cerem în virtutea legii, în virtutea transparenței și informării opiniei publice scorțenene, da? Dar dânsul am văzut că a fost foarte supărat și a zis, haideți, domnule, dar chiar mă anchetați?
Cum adică să-l anchetăm? N-ar nimic. Să întrebăm de ce asta, cum am cheltuit pe asta? Asta este anchetă? Sub nicio formă. Hai să fim serioși o dată pentru totdeauna. Luna trecută, noi de la contabilitate am făcut copii după toate contractele și tot ce a solicitat dumneavoastră. Domnul primar a avut făcut un dosar de către mine și Alexandru. Și de ce n-a venit? Să prezint în Consiliul Local. Deci de la contabilitate am făcut copii și am dat. Am dat și după contractul cu dansul și după contractul cu telejuria. Deci am făcut dosar domnului primar. Nu mai este treaba dumneavoastră. Nu mai este treaba dumneavoastră. Supunem la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetare de venituri? Da. Cine este pentru? Deci domnul Zadescu se abține, da? Deci eu mă abțin, da? Și eu mă abțin, da? Și eu mă abțin, da? Eu, Alina, nu este drept, este drept, da? Adică dacă nu este niște bani, problema este... Cine este pentru, cine se abține, cine împotrivă, nu așteptăm? Dacă la votul zice eu... Cine este pentru, încă o dată, cum unii se înțelege? 6. Câte abținere avem? Abține? 4. Da. Asta e. 6 cu 40. 12. A, și eu am fost. Da. 7. Nu asta, mai trebuie. Așa. Trecem la articolul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea elaborării și redactării strategiei de dezvoltare a asistenței psihosociale și protecția copilului. Dar am citit aici, eu mă scriu la cuvânt. O problemă simplă. Da, acum aș știu ce vreau să spun. La fel ca balastru. Haideți să continuăm. Deci, suntem la punctul 4. Eu m-am înscris la cuvânt. Acum este la strategii de dezvoltare a activităților sociale și cum se spune. Protecția copilului. V-ați înscris? Mai scrie cineva la cuvânt? Și eu. Domnul Zancrescu. Aveți cuvântul, domnul Zancrescu. Aș vrea să avem de cineva de la... Bine, n-am nicio problemă foarte dificilă așa, dar mi-am notat aici pentru că am studiat materialele și văd că este o strategie foarte corectă, invocată de foarte multe baze legale. Dar această strategie, strategie de dezvoltare a serviciilor sociale, protecția copilului, etc., da? Această strategie, de când intră în vigoare, dacă noi aprobăm elaborarea și tehnoredactarea, domn Vasile, a strategiei? Acum, dumneavoastră trebuie să răspundeți. Acest plan de strategie. Deci una la mână, asta. De când intră în vigoare? Doi la mână. Să răspundă. Trebuie să răspundă, că dânsul este, știe tot ce mișcă în primărie. Văd toate bazele legale aici, corecte, legale, încadrate, dar mă uit la ele. Emise în 2004, în 2005, în 2011, trag concluzia că această strategie cu aceste baze nu a fost întocmită deloc până acum. Și o întreb direct pe doamna Avram. Și îți răspundă în ședința următoare dacă această strategie a existat. Nu. Păi și atunci ce discutăm? Noi venim în 2018 să invocăm bazele legale din 2004, băi, oameni buni. Dar dacă nu este altă... Legea temei legal, de să invocăm ce este... Păi legea temei legal este de atunci. Doamna consilier, vreau să vă spun următoarea chestiune. Deci, dacă sunteți de acord, elaborarea și tehnoredactarea, după care urmează toată documentația să vă prezintă... Eu am înțeles foarte bine. Dar eu am întrebat și mai bine, dar ai înțeles tu. Înseamnă că până acum,
Noi nu am avut. Păi nu a fost. Nu a fost. Păi cum? De ce? Atunci întreb de ce? Pentru că nu s-a cerut. S-a cerut. Cum e că nu s-a cerut? Ia uite bazele legale din 2004-2005. Câte se zice? Și asta care, ce va venit dumneavoastră, de deci, unde va venit? Deci face, a tras concluzia. E de PCD venit. Da. Deci eu am tras concluzia. Da. Simplu. Că, așa cum ne-am dat seama că multe nu sunt, nici asta nu-i. Și n-a fost. Atât s-a cerut. Domnul Heiță. Da, asta am vrut să întreb și eu. Dacă așa ceva a fost, prea sau nu? Nu. Vă duc să primești CD-ul. Ce-i să vă spuneți CD-ul venit? Asta este. Mai mult ce poți să vă spun. Da. Să punem la vot? Da. Da. Sunt de acord. Nu, sunt de acord. Cine este pentru? Da. Până la urmă, câți au rămas aici? 10? 11. Suntem 11. Dar și e plecat în Diana. Păi dacă nu e aici, am trebuit. Da. Diana Nisita nu mai e? Bine. Te s-o chemăm acum. Sau și-a exprimat, s-a semnat norma. Da. Nu, stai cu ce pe telefon. Dar nu pleci tu, vin apoi. Aproape să vă spun că în proces verbal sunt 1.300 de spese. Da. Trecem la articolul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea stabilirea impozitelor și taxelor locale și alte taxe asimilate acestora, aplicate în anul 2019. Da, m-am gândit. Noi am vorbit. E ok. Păi nu vine rectificat, este o stabilită în comisie. Dar de la primul când am vorbit și până acum, că eu gândesc mai greu, am acum o întrebare pentru doamna Nichita. Imediat urcă. Dar... Mărcă cu liftă, de ce mă? De ce? Cine sunt scrii la cuvânt? De ce scrii la cuvânt, da? Așa. Și eu mă scriu. Mai scrii cineva? Și eu mă scriu. Să mai scrii cineva? Noi suntem de acord cu Adi Dormitorii, nu știu cum va fi. Nu totdeauna stai de acord. Dar cuvântul Domnului Zahirescu. Depinde, dacă vorbesc tu răstii, am fost de acord. Doamne, Diana? Doamne. Eu însă, aici aveam o întrebăruță mică. Probabil că noi am atins zona asta și atunci iau o să intre în joc cu noi. Le-am notat eu aici ca specialist și m-am gândit eu bine, ca specialist vreau să-i știu așa un punct de vedere, dar ea și-a făcut un expozeu la ședință în care a punctat totuși. Întrebam așa, ținând cu părerea specialistului pentru anul 2019, aș vrea să văd un punct de vedere al ei personal care să fie, că face parte de aparatul administrativ al primarului și părerea specialistului contează în actul de management al primarului. Atunci aș fi vrut să o întreb, ținând cont de prevederile codului fiscal, care ne-a făcut ea un expozeu acolo cu acele procentele, așa, ținând cont de consolidarea bugetului local, că trebuie să ne intereseze consolidarea bugetului local, deci doamna Nichita, intru direct în întrebare, ținând ca specialist, ținând cont de prevederile codului fiscal, care le-ați și spus un pic acolo cu acele modificări de indexări, cu așa, prevederile codului fiscal, ținând cont de consolidarea bugetului local de 2019, dar ținând cont și de protecția cetățeanului, a întreprinzătorilor actuali, dar și cei care vor să devină întreprinzători, mai mici sau mai mari, care e punctul dumneavoastră de vedere clar. Menținem... Punctul meu de vedere este așa cum am spus și în comisia de specialitate, tarifele să rămână la același nivel și să fie indexate conform ratei inflației de pe site-ul. Cu procentul din codul fiscal. Corect. Haideți, fraților, să votăm care e procentul. Acum, acum și pot. Bonificația să rămână aceeași. Așa, având în vedere că vor crește câțiva leuți. Cu ce rămâne? Cu 1,30? Cu 1,3 rată de inflație, bonificație de 10%. Corect. Raportul. Supuneți la vot, doamna președinte. Da. Deci comunitatea trebuie să știe, în afară de indexarea privind creșterea așa, tarifele au rămas la același nivel, taxele și impozitul local. Rămân la același nivel, asta este. Dați motoare. Hai, următorul. Este o abținere, Vroti se abține. De la 1,3. Da. Nu e problemă, treceți. Da. Cu procentul de pe site-ul Ministerului Finanțelor. 1,34. Nu, e problema de... Trebuie să luați, să notați, domnul... Deci, domnul,
Nu, este problema cu referatul. Ah, cu treaba cu doamna Mariana Sinti. Da, 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 da. Este asta de raportul de specialitate? Asta cu cheltuielile? Mai e cineva la el? Că aici nu e divotat. Nu. Dar și l-am chiar și discutat. Eu vreau, da, s-a discutat și am stat la comisie cu salubritatea. Da, și să nu uităm și mai de e cineva la tariful de la salubritate. Păi acum să discutăm despre tariful. Întrebăm acum. E prins în hotărârea Consiliului Local Taxe și Impozite, ultima pagină. Păi, acolo este o problemă delicată. Am văzut că la prestări servicii video, tot plătim. Dar trecută n-a spus la ședința trecută. Probabil s-a spart roata. Așa, înțeleg de la... Vrem să vă mai, vreau să vă anunț că ADINS-ul pregătește iarăși niște proiecte hotărâri, niște acte adiționale la contractul din 2015. Chiar discutam cu domnul Ambăruș că se lucrează la Comisia Județeană, la ADINS, și să vedem ce hotărâs. Dar o Vasile, în momentul când vor hotărâ, se va veni către Consiliul au Local. Au hotărât. Problema este că i-a venit către GMEI acolo și... Eu v-am prezentat ce au hotărât. Prezentat aia cu 0,62 sau... Da? Nu, 6,82. Mulțumim, doamne, poate aduce tot o ceată de colindători, de colindu și pe noi, să dau au fost dimineață, dacă v-am prezentat mai devreme. V-am aprobat prin salarii, v-am aprobat de toate. Vedem și noi, vreau. Frumoase salarii. Le-am dat acele, că și noi am aprobat. Păi, dar ne adunăm noi și vă colindu. S-a venit pe ultima 100 de metri, nu e o nenorocire, asta că știm că a fost discutat zilele astea cu agenția asta de salubritate. S-a venit cu niște documentare, noi am discutat un pic pe ele. Dar noi nu avem un proiect de hotărâre. Pe asta vreau să vă spun că în azi noapte au venit. Când Dumnezeu să ne mai ducă în față. E o toră de maculatura acolo. Noi și acum să vedem ce se stabilește, cum se stabilește. Deci nu, eu am zis că am prins-o în anexa de la taxe și impozite, pentru că eu vreau să o pun în aplicare. Doamnă, așa cum e aici? Da. Așa am prins-o? Da. Dacă noi am aprobat hotărârea de taxe și impozite, am aprobat-o în integrum. Da. Inclusiv taxa de salubritate. Deci, corect, da. Așa cum ne-am aprobat. Dacă am aprobat acea hotărâre cu care ați venit, bine că ați venit anul ăsta la timp. Că am trecut ați venit prin aprilie cu ea. Da? Bun. Am aprobat în integrum, cu acel procent care spunea domnul Mihăiță de 6,82. E cam mare, da? Bănesc acolo... Așa ne-a obligat. Păi s-a mers la ședință... Păi, domnița, acolo s-a mers la vot. Primarii au votat. Vedeți că aveți pe a doua pagină cine a votat pentru, cine a votat împotrivă și cine s-a votat. Nu, la scorție, s-a votat pentru. Deci domnul primarul a votat pentru 6,82. Pentru mărirea taxei. Deci ca să știe toată lumea. Scorțeniu a votat pentru mărirea taxei de salubritate. Păi principiile care s-au expus de Bogdan Seto în cadrul ADIS acolo. Da. Dar sunt și oameni din urban, Moinești, Bermănești, care n-au votat, dar sunt și din rural. Zemeș, Deiceana, Roșiori, Glăvănești, care nu s-au abținut de la vot. Asta e treaba. Cum vor aplica cei care s-au abținut? Nu știm. Da. Dacă primarul nostru a votat pentru... Ce să mai discutăm? Ce se face ambigu aici cu treaba? Că ei dau la un moment dat, ei au dat la un moment dat cu colectarea și plata pe scoră și spun în mediul rural pe persoană. Dar noi nu avem cum să fim de acord cu treaba asta. Oameni vor pe persoană. Sunt familii cu 6-7 copii și unde merge. 80 ceva de legi. Până acum cu ce spune Mircea. Da, dar ideea este că noi tot pe persoană am plătit Mircea. E adevărat lucrul ăsta. Am plătit, dar suma mai n-am mers mult mai mică. Mult mai mică. 40 ceva de lei. 44 lei. 49 de lei. Deci nu știu cum. Anul ăsta. Mai crește. Pe fiecare an crește. Așa va fi. Dar aici zici, aici spune felul următor. Pe la ADIS se vor finaliza aceste discuții. Într-un document, probabil, mai concret. Pentru doamna Nichita, la taxe și impozite. Noi, vătând hotărârea, introduceți în plată treaba asta. Dacă se vine în Consiliul Local, în ianuarie, în februarie,
cu noi reglementări. Dăm la o parte. Dăm la o parte și modificăm. Ideea este alta. Odată ce suntem prinși în această asociație, trebuie să respectăm ce au hotărât. Iar este adevărat acest. Dacă nu respectăm ce se întâmplă. Păi asta mă întrebam și eu. Cum am putea să ne retragem? Păi ați văzut, întrebați Comăneșu, Moineșu, celălalt. Cum am putea să ne retragem? Și n-ați văzut, Comăneșu are unde, au mașini, au de toate. Și nu vreau cum ne putem retrage. Dar nu ne țin baie, nu ne țin retrage. De acord. Pentru că, în momentul când ai ieșit din asociația asta, să ai toate mijloacele tu, comunitatea ta, în care să respect toate condițiile de mediu. Nu putem, nu avem bani, nu putem. Deci nu putem. Uimirea e că cei care chiar au deficit pe taxa de salubritate au votat împotriva. Avem, dar n-avem. Cum? Tot noi suntem aia care putem face să aducem modificări dacă se poate. Dar asta ciodată vin de sus și când au participat colegii primari când s-au dus și au zis de acord cu treaba asta, atunci... Dumneavoastră să vă gândiți acum la... O să ajungă la oameni acasă ce o să fie și o să spună, păi Consiliul Local a aprobat suma de 6,82 de bani pe cap de persoană. Nu. De aceea, așa o să urmă lumea. Așa o să spune. Spune la Vasării. Uite, ești cetățean din comun. Nu, deci, așa o să reflecte. Așa reflecte. În adunarea generală acolo, a votat o hotărâre. E o hotărâre. El a votat-o singur. Ce spune? Noi aici puteam să dăm mai bine. A votat-o cu toți acolo. De acord. Și a votat-o cu toți acolo. Că au crescut prețul, păi hai să ne gândim un pic și la inflație, că a crescut și inflația și iată că avem deja creșterea inflației în codul fiscal. Mai mult decât atât, au crescut salariile, deci toată lumea gândește asta. Că pensiile la mărești sau alte trebuie să fie altceva. Da. Înțeleg? Deci, mulțumim din inimă partidului, dar nici el singur acolo, reprezentantul Oascoțeni, nu putea să emită mari prevenții. Că dacă era chiar împotrivă, hotărârea tot s-a adoptat. Sigur. Da, sigur, da. Numai că nu exclude pe el ca persoană, ca comună, te exclude din... Deci pentru faptul că noi nu putem să ne facem singuri treaba asta, suntem la mâna celor care hotărăsc. Că el vota sau nu vota, tot aia era. Există alte soluții, doamna Nichita? De a modifica suma? Nu. Dar să ce am Proiectul privind de hotărâre privind aprobarea acordării titlului de cetățean de onoare al Comunei Scoțeni de Doamne, doamnei profesor Marian Axenia. Eu l-am propus atunci, văd că primarul, dar nu mă deranjează, că a scris dânsul, a făcut aici expunerea de motive. Nu e nicio problemă, eu chiar nu mă deranjează, că a făcut și dânsul ceva, nu e problemă. Eu sunt de acord, dacă nu a scris de acord, bine, dacă Mai poate să fie 13, că suntem 12 și cu una plecată, 11 suntem. 6 din 12. 6 pentru împotrivă cine? 6 din 11. Și eu mă abțin. Hai să vă întâlnăm o dată, care de 10? 6 din 11, a zis bine domnul Ambrosiu. Păi da, nu. Mai ridicăm o dată cine e pentru. Cine este pentru? 1, 2, 5, 6,
6 pentru și poate mai bine și săptămâna care vine, luna care vine cu alte persoane. Nu, ce să fac? Tot luna face cetățean de onoare pe care lor. Păi dacă 28 de ani n-am făcut, hai să nu mai facem nimic altceva. Deci 6 pentru împotrivă? Împotrivă. 2 persoane. Și se abține? Da. Trecem la ultimul punct. Întrebări, interpelări, informări ale primarului și consilierilor locali. Dacă primarul e plecat, consilierul local, s-ar fi sărbători frumoase. Se consemnează, domnule. Se consemnează, eu vreau să fie consemnată. Felicitări celor care au fost aleși noilor angajați a primăriei. Domnule, partea mea, vreau să vă spun că sunt niște cereri de la biserică. Am stați așa un pic. Da. Haideți să ne înscrim la cuvânt, la acest punct, la ultimul punct a orei de zi. Eu m-am înscris cine la cuvânt. Cine să înscrie la cuvânt? Domnul Andrescu. Pentru că am niște probleme și pentru secretar, și pentru primar, și pentru... Cine mai dorește? Ce concurs de după... Mai dorește cineva? După trei ani. Dăm cuvântul domnul Andrescu. Deci pentru domnul secretar. Eu v-am mai întrebat și în ședințele precedente. Da. N-ați avut bunăvoința și interesul să-mi răspundeți? Sau poate chiar v-ați răspuns, dar a trecut în era, erați bolnav. Că a venit doamna Niculina. V-am întrebat dacă, pentru că sunteți cel care gestionați problemele acestea de integritate ale aleșilor locali, la nivelul Consiliului Local, dacă avem probleme de incompatibilități sau conflicte de interese în rândul Consiliului Local. Și mi-ați răspuns acolo sub semnătură, chiar am văzut a venit, că nu sunt. Nu sunt. În sfârșit, eu, lați-mi voi ca să da, spun. Eu știu bine că dumneavoastră știți că sunt, că noi am avut discuția asta și cu dumneavoastră și cu primarul chiar în trei anul trecut, când m-ați informat că avem o problemă de incompatibilitate la timpul respectiv. Văd că între timp ați uitat. Nu. Dar pentru că am văzut că situația e așa, eu n-am făcut niciun caz de treaba asta, pentru că nu era treaba mea, nu eram eu secretarul Comunesc Orței, care răspunde de treaba asta. Dar la un moment dat, pe baza legii 544, liberul acces la informații publice, nu că nu v-am crezut pe dumneavoastră sau pe primar când mi-ați prezentat o anumită situație în aprilie 2017, am solicitat Agenției Naționale de Integritate un punct de vedere, am solicitat niște informații publice pe baza legii 544. În calitate de consilier local, dar chiar și pe persoană fizică. Deci vreau să vă spun că n-am intrat în ședința trecută, doamna Ambăruș, nu știu dacă poate știi la doamna, aici în stradă mi-a pus un plic în mână. N-am apucat să-l deschid, l-am desfăcut după ședință. Și în care Agenția Națională de Integritate îmi răspundea la solicitarea care am făcut-o, aceeași solicitare care o pusese și domnul Danilu, vă două, trei luni înainte. Chiar pe 27 este și înregistrată, domnul consilier. Bun, atunci vă rog să ne-o prezentați. Corect, dar este adresa înainte. Nu vă acuzam de nimic. Nu, pe 27. Știți de ce? Mie în adresa aia îmi spunea, domnule consilier local, acest răspuns l-am trimis și da, consilier. Pe 27 local. După ședință, minunat, da, doamna... Ok, atunci citiți-ne-o, domnule. Asta e tăinuire, domnule. Deci când e consiliul local, chiar nu mai avea acum. Da. Deci este primită, este înregistrată. Se spune așa foarte frumos, Inspecția de Integritate are un număr destul de lungă, din 21.11.2018 către Consiliul Local Comunei Scorceni. În temeiul dispoziției articolului 21, alineatul 4 din legea 177/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnității publice, pentru modificarea și completarea legii 144/2007, pentru înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative, vă transmitem alăturat spre informare raportul de evaluare 423G1/2019 privind încălcarea regimului juridic al incompatibilității de doamna Cobuz Lidia Elena, viceprimarul Comunei Scorțeni de Subacu. Totodată vă adresăm rugămintea să ne comunicați măsurile dispuse la finalizarea procedurilor disciplinare în cazul rămânerii definitive a raportului de evaluare. Vă rugăm să ne răspundeți
ca în răspunsul dumneavoastră să faceți mențiunea pentru inspectorul de integritate, Daniela Musoia și așa mai departe. Aici în spate este un raport foarte mare. Cine dorește să-l... Nu, domnule, dar în concluzie, ce spune de aici? Este incompatibilitate sau cine dispune? Dispune. Deci să luăm partea finală. Ca la așa, la... Deci asta este adresa de înaintare. Asta a stat bară atâta timp. Spune despre ce deci, spune. Deci așa, dispune. Comunicăm raportul de evaluare. Comunicarea raportul de evaluare a Consiliului Local Scorțeni spre informare și luarea măsuri ce se impun după rămânerea definitivă a acestuia. În conformitate cu articolul 22, alineatul 1 din legea 178/2010, raportul de evaluare poate fi contestat de persoana evaluată în termen de 15 zile de la primirea acesteia la instanța de contencios administrativ. Da, corect. Și trece mandatul și lăsăm. Este făcut, am primit informare din partea doamnei Cobuz, având în vedere că ne-au solicitat și funcția juridică a prefectului acest raport, noi l-am înaintat, și care ne spune că... Doamna prefect, ce spune? Nu. Nu, noi l-am înaintat, în cazul în care și doamna Cobuz, prin adresa 5714, ne comunică a făcut contestație în termen legal la Terminalul București, secția contencios administrativ, în termen de 15 zile. Așteptăm ce fel de greu. Sigur. Până nu primesc ăla, nu pot să iau dovada. N-am dovada. Bun. Fost în Consiliul de Administrație. Deci, trebuie ca lumea să fie corect informată. Că din tot ce s-a citit acum aici, nu înțelege în comunitate mare cu nimeni. Da? Eu vă pot spune ce înseamnă asta. Funcția de viceprimar incompatibilă. Deci, doamna, incompatibilă că a fost alesă în Consiliul de Administrație al școlii, concomitent îndeplinit funcția de viceprimar, ceea ce este interzis de lege. Se judecă și doi la mână. Deci incompatibilitatea dânsii va fi printr-o hotărâre finală, după un anumit termen, nu știm noi. A făcut, probabil că a făcut contestații, dar eu nu știu ce ar contesta, pentru că chiar așa a fost. Chiar așa a fost. Problema mea este alta. Că în momentul când în hotărârea finală se va lua o decizie finală, că așa e la orice instanță, la orice proces, problema este alta. Că toate hotărârile, toate hotărârile la care dânsa a participat și a votat, devin nule de drept. Și o să vedeți dumneavoastră ce probleme o să fie atunci. Cândva, când a zis mie cea, peste... Da? Deci, dânsa a încălcat cu bună știință. Trebuie, văd că acum nici nu mai este aici, că știa că trebuie treaba. Bun. Dar nu e o problemă, că eu nu îl întreb ce are dânsa de gând, că nu-mi permit să fac așa ceva. Este ales local. Și eu am făcut-o viceprimar. Dar să știți că eu pot să spun altceva. Mie, dacă mi se întâmpla așa ceva, mâine aveați demisia mea de onoare, pe masă. Și nu mai ieșeam din casă până la primăvară, când înfloreau ghiocei. Am terminat. Are cuvântul domnul Zantescu Heță. Da, vreau să întrebăm din dreptul domnul secretar. Domnul secretar, ați făcut o cerere, o înaintare către ocolul silvic, ca să pădurea, suprafețele, pășurii, unde este la noi? Chiar o hotărâre a da. Este. Ce s-a întâmplat? Ce se întâmplă problema cu ea? Problema este problemă de viceprimar, dar trebuie să se duc la îndeplinire, că e problemă de administrativă. Să dai toată ziua, și în zile de sărbătoare, și de Sfântul Andrei, și de Sfântul Nicolae, și duminici. Păi poliția a vorbit. Păi da, poliția a spus destul de clar că ei au fost, au constatat pe teren, când au fost, au prins, când nu. O să fie nu. O să fie, asta este legea care reglementează treaba asta. Trebuie să dea pădurea în pază o poliție, că este obligat. Sunt obligați de lege. Trebuie făcut ales cu baza hotărârii, s-o hotărârii Consiliului Local Scorțeni, să fie ales înaintare către ocol, dacă nu s-au făcut până acum, dar eu cred că sunt doamna care se ocupă de treaba asta. Nu știu, nu știu ce să zic. O să verific, eu o să văd cei cu... Doamna o să vină și pensa cu un raport de activitate după 3 ani. Luna care vine să prezentați că domnul primarul ăsta că se deja pădurea e în pază, să păi dăm seama, dacă o fi în pată și tu înaintat adresă la... Dar nu, eu am vorbit cu pădurarul de aici din zonă și a spus că nu are deocamdată nimic, nu prinsă o fi. Toți oamenii sună, ești consilier local și te întreabă, domnule, dar de ce nu ți ia măsuri, domnule, dar de ce? Oamenii au hotărât așa, o să mergem acolo și o să o tăiem toată, domnule, cu toți, cu oamenii.
O scutăm toți, domnule. Dacă alții fac... Păi adică, dumneavoastră, oamenii cum... Pe alții de spus, de poliție nu i-a prins. Da, te prinde pe matale. Ce ai să faci? Te prinde sigur. Sunt măserii care deci au și dezlegare. Au și dezlegare exact. Care nu se alim. Asta este problema cea mai gravă. Bine de făcut contractul. Da. Atunci, dacă este dat... Dar de anul trecut, domnule, de anul trecut, impus în discuții. Știu că am dat aceste buroi din hotărâri, care erau chiar de doamnă. Când s-au găsit căruțele, poliția au prins hoții. Căruțele s-au luat noaptea de aici, din spatele primăriei. S-au dat lemnul jos și s-au luat noaptea. Da, cu știrea primarului. S-au luat căruțele de aici. Din spate. Ca să știi. I-am spus-o și lui. Destul de clar. Și oamenii sună că ești consilier local și spune, nu spui nimic, că tai pădurea. Cine tai? Păi cine tai? Cine știi? Care vin aici așa și se roagă de el că am nevoie de lemne și care lemnele. Duceți-vă în pădure acum, să vedeți câți copaci sunt de tăieți acolo. Mari. Niște copaci mari cât masa asta. Nu faci. Are niciun interes nimeni. Cum? Nu are nimeni niciun interes. Vreți să vă arăt că eu am făcut sezar la 1-2 și am proces verbal primit acasă o rusdea 5 milioane de amendă? Pentru că am făcut sezar la 1-2? Asta se poate. Da. Dar eu te cred. Da, am m-am dus la poliție și am spus destul de clar. Dacă îmi faci, îmi dați amendă 5 milioane, merg și fac culegere penală. Da, fac culegere penală, merg în audiență la comandantul poliției și la Bacoș la Băinești. Și atunci s-a schimbat foaia și mi-a dat un avertisment. Ce zic, dacă dăm, poate chiar să duci. Și mă întreb avertisment, am avertisment, nu l-am agent, l-am avut la mine o perioadă de timp, dar acum chiar l-am zis. Adică poliția îmi dă mie amendă că eu anunț un furt. Da, e da, bun. Da. Domnul Zahriescu, mai dorește. Eu aveam niște întrebări, cum a sezat și Mircea, colegul Mircea, care chiar vreau să-i le pună domnului primar, dar pentru că dânsul nu e acum, vă rog să fiți de acord, doamna președintă, să nu arg gazul de pomană și îi pun în ianuarie ca să încep pe manu în forță de cai mari. Trag totuși, mai am o întrebare lui domnul Vasile, că am văzut că au fost felicitări până la urmă, că am văzut că ați încadrat vreo două, trei posturi pe aici. Da, pot până la urmă, asta am felicitat și eu. Da. 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 Ce-ar să ia, doamna? Cuvânt să le spună cine. Da, da, da. Da? Da, da, atunci, atunci, fac și eu doar atât, spun, mai spun două vorbe. Despre transparență în primărie, în Consiliu, în actul decizional. Mi-am notat-o aici, care nu prea există, sau chiar deloc. Și față de noi, în primul rând, față de Consiliu, în comunitate, sunt tot felul de dezinformări și manipulări. De genul că noi, în continuare, Consiliul, ne opunem dezvoltării economico-sociale a comunei, mai mult decât atât, că din cauza unui altfel, nu se face nimic în comunitate. Aici vezi Scorțeni și de Amburu și partea aia. Da? Da. Deci noi suntem puși pe zone. Nu știu, la Grigoriam, poate mă cereți. Nu, sau poate aici, COVID-ul, da. Deci minciuna și propaganda este ca la iase la noi, aici. Urât, foarte urât, în prag de trecere în 9 ani. Deci eu n-am văzut și n-am auzit niciodată ca primarul să vină în 2 ani jumate de mandat să ne prezintă un raport, care e prevăzut în lege, privind transparența decizională. Și să mai discutăm între noi, cum e cu aia, cum e cu aia, cum e cu hârtiile, cu telefoanele, cum e... Aici ne încadrăm. La transparență, oameni buni. Transparența decizională în administrația publică. Nu avem în administrația publică secrete. Administrația publică are liber acces din partea oricărui cetățean. Din partea noastră a consiliilor care avem și obligații, nu mai spun. Doi la mână. Cheltuirea banului public. Cheltuirea banului public la noi este discreționară. Toate facturile sunt extrem de mari, existând aceeași preocupare care am spus-o și la finalul anului trecut. Să se plătească cât mai mari, și cât mai repede. Chiar și fără semnături. Pe asumarea răspunderii. Atenție ce vă spun eu. Începând de la planificarea bugetului, aduceți-vă aminte, din martie, care știm cu circul că vrea să votăm bugetul fără să-l vedem, continuând cu execuții bugetare la jumatea anului, care erau copiate ca alea din martie, din documente false, prezentate Consiliului. Plus, nu mai spun când am văzut anul ăsta, eu n-am văzut planul achizițiilor publice la început de an. Cum l-am văzut anul trecut. Aprobat, validat de noi prin asta. Deci toate chestiunile astea îmi lasă un gust amar și îl aduc la cunoștința comunității, dar să știți că nu o să stau cu mâinile în sân. În continuare. Vă spun foarte clar, cheltuirea banului public este un dezastru. Și de aceea Comunal Scorțeni este sub pământ SRL. Am terminat. Are cuvântul doamna Tănase Niculina. Da. Eu vreau să vă aduc la cunoștință că au avut loc două concursuri pentru ocuparea postului unul contractual de șofer, care s-a și ocupat de către domnul Vasilie Augustel.
iar la, pentru asistent medical, da, iar la asistent medical am avut tot în 17 concursuri. Au fost contestate, a fost contestat și s-a rezolvat, adică a venit comisia de contestație și, mă rog, cumva a rezolvat contestația făcută de doamna candidata care a vrut să... Păi ora a rezolvat oricum, va. Păi a rezolvat contestația, păi ce vreți să spun? Nu, a zis cumva a rezolvat. Da, adică... Dar atunci sunt ceva așa... S-a angajat și... Cu probleme sau... Încă nu știm ce este vorba. Aici da. Tot o ocurință. E dat pe site-ul primăriei. Dar eu n-am... Eu am citit aseară procesul verbal al comisiei care a rezolvat contestația. Da. Și am citit acolo. Da, v-am luat cuvântul. Mă scuzați. Da. Avem la urbanist un om profesionist. Felicitări. Deci, nu la urbanist. Felicitări primarului. Nu. Ascultați-mă un pic. Nu. La urbanist sau la ce avem? Nu. Doamna Popa. Doamna Popa s-a făcut transfer de la Stuttgart la agent agricol. Da. Bun. Vreau să vă informez. Mai mult, avem șofer, da? Avem șofer. Bravo. Da. Deci primarul are șofer, da. Da. Asistent și asistent? Și probabil și asistent, nu știu. Doamne. Eu am citit, dumneavoastră ați citit pe site aseară, eu am văzut la procesul verbal de la asistent. Ce am văzut acolo, eu văd ca specialist, în rezultatul mare. Eu m-am îngrozit. Acolo e chestie de parchet, doamne, cine a fost în comisia asta? A fost comisie. Cine a fost președinte de comisie, vă întreb. Trebuia să-l întrebați pe primar, domnule Geo. Comisia de concurs? Da, doamne, eu văd la site mici. Doamne, îmi dă o informație. Cine a fost președinte de comisie? Avram Cristina. De la noi? Da. Bun. Cine a fost membri în comisie? De la DGASPC și DSP. Deci eu dacă aș fi în locul... deci candidații vă spun o treabă. Oricare dintre ei au o dreptate. Pentru că fiecare vrea o bucată de pâine, doamne. Sigur. Eu sunt de acord cu. Fiecare are dreptatea lui, fiecare face, încearcă să facă, să aibă o pâine. Eu sunt de acord cu toți trei, da? Da, da. Comisia asta a încălcat flagrant legea, a făcut fraude acolo. Dacă e așa cum scrie în procesul verbal. Dacă e așa cum scrie în procesul, vă spune un specialist, ascultați și vă spune aici. Pentru că asta este caz penal ce au făcut ei acolo. Doamnele de la DG, asta. De unde au făcut? Deci acolo este penală treaba. Da. Că s-a anulat, că nu s-a... Eu am citit, dar nu știu dacă ai citit asta. Te doare capul, să vezi câte sunt acolo. Dar unele sunt infracțiuni. Da. Vreau să vă aduc... Vă răspunde pe fiecare parte. Vreau să vă aduc la cunoștință că în luna ianuarie și să mă audă toți tinerii din comuna asta, în 21 ianuarie 2019 va fi concurs pentru ocuparea postului pe funcției de execuție pentru urbanism. Da? 21 ianuarie și 23 ianuarie. Și pentru polițist local, ca să știți, de 28 și 30. Deci, urbanism prima dată și după aceea polițist local. Câte posturi aveți pentru polițistul local? 3. Și acum s-a scos Doamna Nicolina, da. Vă aduceți aminte anul trecut, când noiembrie discutam din cadrele de poste? Vă aduceți aminte că a intervenit o hotărâre de guvern pe 29 decembrie? Da, așa este foarte bine. Nu, dar având în derulare... Alea nu se poate. Asta vreau să vă întreb. Deci trecut de pește. Da. Deci dacă deci ați demarat trebunele astea, și foarte bine că ați făcut, tot ca să nu intrați sub incidența unui act normativ, care văd că este iminent să apare de la ce la altă. Mâine apare în mână. N-au timp azi ca azi să mai votează încă o dată guvernul. Dar o să aibă timp după asta, până pe 31. Da. Și dacă ați dat drumul la treaba asta, e foarte bine. Mâine apare în monitor oficial deșteptarea și cursurile vor... Vom de la firesc, cred, sper. Dar eu nu știu, acum... Da, atât, e bine să-și avem, adică să dăm bani așa... Da, asta e vorba lui Mihăiță, dacă doar să taie și dacă angajați, cel puțin să-și timpi și de fugării. Da, nu să aveți și de fugării, vă spune, cu de... Dar nu mai e nimic din tăia, domn Vasile, că nu o să avem poliție. Necesar un urbanism în poliția locală. Am două merg odată. Noi avem poliție în sală, cine merge în poliție locală? Sunt posturi înființate de prefectură. Legea 155, spuneți-vă? Da, legea 155 prevede clar, este în organigramă prins de prefectură, nu de mine. Încă o dată, în Europa salarială pentru noul buget,
Cu 7 miliarde în plus. 4 miliarde jumătate. Față de necesarul și rezervă. Sunt plătiți, sunt plătiți. Spuneți, domnul secretar, are vreo întrebare? Are ce să vă dăm? Să iei vă dăm. Dar sunt cereri. Da, început în ceva cu cererile de la preoții. Da, de la Comoveni, de la Grigorin. Parohia de la... Florești? Bă, stă, bă, nu, da. Deci solicitările... Corțeni, ziceți, ce s-a solicitat? Câte? Eu semnat un preot, Ion, pe așa, ăsta, diaconul, are un scris și părintele. Solicită cât? Uitați-vă dumneavoastră, doamnă, că e mai... Eu nu văd nicio sumă acolo, asta e problemă. Probabil că atunci a lăsat la urmă. Deci preot, diaconul, așa... rog să binevoiți când se face rectificarea bugetului, se alocarea vedere, unei da. Sume de bani, da. După posibilitățile... Foarte frumos. Așa, bun. Pentru înțeles, terminarea renovării casei parohiale. Bun. Ziceți-o și pe următoarea. Următoarea... Și următoarea? Prin prezenta parohia romano-catolică Sfânta Fecioară Regina dorește să vă mulțumească pentru tot ajutorul pe care ne l-ați acordat de-a lungul anilor. După ajutorul primit pentru refacerea acoperișului la Casa Pelerinului și a parohiei, pentru care suntem foarte recunoscători, solicităm ajutorul pentru schimbarea centralei termice care s-a stricat și din fonduri proprii nu putem acoperi aceste cheltuieli. Suma de care am avea nevoie ar fi 15.000 de roni. Vă mulțumim pentru tot sprijinul acordat și vă asigurăm de rugăciunea noastră a tuturor. Fie ca bunul Dumnezeu să vă ocrotească. Casa la alta noastră, de aici, de la părintele Costică. Așa, preot paroh Ceaușu Costică, în Consiliul Parohial de la Parohia Sfinții Voivozi Mihail și Gavrin Scorțeni, venim cu rugămintea să anexați această înaintare la cererea parohiei numărul 22 din 27 august 2018 în vederea folosirii unei părți din suma virată în contul bisericii pentru a investi în instalarea unor camere de luat vederi care sunt obligatorii pentru bisericile noastre, monumente istorice. De asemenea, vă rugăm să ne ajutați și cu suplimentarea sumei pentru această investiție și finalizarea lucrărilor începute. Pentru a finaliza lucrările din ambele cereri, vă solicităm un ajutor financiar de 15.000-20.000 de lei. Deci cam așa a fost ideea pentru toți. Da. Păi ne-am discutat și mai avem... Nu? Aici. Păi dăm mai bine, bine. Care e oarsă asta? Ioan, care e oarsă asta. Deci ascultă lumea. Deci în discuțiile care am avut cu domnul primar, la făcutul ce? Eu am dus la persoana la timpul respectiv, care cum poate de plastic aici jos. Și am făcut foarte bine, au făcut treburile. Eu am fost de față. Deci eu am participat și nu vă mint eu. Eu nu fac lucrul ăsta. Deci eu de față, a spus proate, a spus și proatul de la Ionică și proatul lui Pădeale din pace. Deci de față i-a spus, părinte, vă promit solemn, că așa cum a spus și domnul Gelu, din anvelopa aia salarială, un pic supradimensionată, la rectificare, pentru că am promisiune că mai primesc ceva părăluțe, vă onorez cu 15.000 de lei. Eu am fost de față. Da. Păi, dar în ședință a spus oameni buni. Da. Acolo deci era el și a spus la rectificarea bugetară că voi primi niște bani câte 15.000 deci, de lei. Da. Nu-i vorba nici deci, de genul, nici de nici. Deci anticipând că noi, Consiliul Local, eram pe gândirea primarului de la timpul respectiv. Întreb eu acum, domnul secretar, ce s-a întâmplat cu promisiunile astea, așa? Domnul Vard? Nu mai sunt bani. Bani au venit. Banii au venit, nu mai poate folosi acum aia din 68 foarte puțin și atunci, anul, deci, da, când începe și facem bugetul anul viitor, vor fi bani, cu siguranță câte 15.000, să dăm către biserici. Din banii ăștia. Da, deci, dar la nou buget, lor da. Li s-a promis în acest an, până la 31-12, are rectificarea care o avea. Banii ar avea numai pentru de rezervă din acea anvelopă, în care el mai jongla un pic, că era acolo, din ce bani mai primea, rezolva și această problemă. Că noi la anul, la noi la anul se știe că păi stai un pic, la anul preoții vin, nu mai vine cu căciula în mână pentru 1500 de lei, veni, la buget. La buget. Din cererea părintelui Ceaușu rezultă că dânsul ar vrea să-i aprobați dumneavoastră Consiliul Local ca o parte din prima primii bănuți care i-a primit să-i folosească în vederea montării acelor... Dar, Adrian, ia uitați-vă când date cererea aia, vreau să știu, dar nu, nu o să...
Deci, păi și de ce nu l-am fost prezentat? Păi sunt loc am până acum? Pe 24 octombrie, 17. Păi bun, aici scrie. În noiembrie. Deci vă adresăm rugămintea. Păi dar noiembrie de ce nu a venit cu ea în... Să se anexeze această cerere la cererea din 27 august. Deci 27 august a fost o cerere. Deci ceea ce spune, dar trebuie promisiune și știi probleme. Spune folosirea unei părți din suma virată, da? Deci dânsul a primit o sumă și vrea din să folosească o parte din acea sumă în contul bisericii pentru a investi în instalarea unor camere de luat vederi. Probabil atunci... Din aia 30 de bani. Suma aia de bani a fost alocată pentru altceva. Și trebuie să justifice probabil acel altceva. Și acum vreau... Noi suntem de acord. Vrea o parte din sumă să o folosească pentru camere. Da, păi normal. Doamna preoteasă, dacă este altceva, spuneți-vă asta. Deci nu... Așa scrie acum. Așa scrie aici. Pentru că nu s-au terminat lucrările, noi oricum trebuia să montăm camerele că te obligă, nu ai ce face. A venit o lucrare fiind două biserici și patru camere obligatorii, deci la fiecare biserică, în plus față de ceilalți. Și doamna contabil, în urma discuției care am avut-o eu cu dânsa, cu plata, cu dansurile, cu chestii de astea, nu mai fost de acord să anexeze și cererea asta ca să poată cheltui din banii. Operatorul principal de credit este primarul nostru. Așa, și el a făcut cererea asta ca să se poată folosi banii ăștia. Deci să poată folosi cumva. Vorbim din mostul de cherem. Acoperișul, acolo ce s-a făcut. Deci acoperișul, acolo ce s-a făcut. Dar să stabiliți cu părintele suma care vrea să o folosească. Dar mâine la ora 11, mâine la ora 13, de am bugetat pe 2018. Cât se face? Ce se face? Păi vorbiți cu el urgent, vă puneți de acord. N-ai cum de acord. Să avem și noi schimbarea destinată. Nu uite, dacă hârtia asta stă de 3 luni în mapă, nu ești de acord cu mine că această situație acum nu se mai discuta? Era aprobată de atunci? Dar trebuia făcut proiectul de hotărâre, tot când v-ați proiectul de hotărâre, te dai banul și asta. Hârtia asta e de 3 luni în mapă. Dar ce să fac eu? Ce să mai de asta am intrat în criza, că părintele nu mai are când să cheltui banii. Mai aveți întrebări? Nu, mulțumim. Sau vreau vrut să ducem în poziția asta noi. Nu trebuie să spus așa, că noi suntem aia care am vrut să punem... Noi suntem vinovați, consilieri, nu știi? Da, de ce să fiu primul? Domnul Tudorache are cuvântul. Da, domnul... Poate domnul secretar are ceva de zis referitor la referat pe care mi l-a făcut la poliție. Trebuie foarte simplu, domnul Tudorache, ca să nu mai facem discuții pe chestia asta. Eu nu știu dacă am văzut pe cineva să bată la cineva în ușă. Trebuie să audă la toată lumea. Păi eu vă spun situația care se plângerea ai făcut. Cu cine drept bateți dumneavoastră într-o ușă când eu eram vorbeam cu prefectura? Și de ce râdeți acum? Sunt persoane aici care au încercat să vină la dumneavoastră cu cel puțin o oră înainte și să ne ascultă. Nu cred că a fost o oră, domnule. Așa ceva. Domnule, de ce deformați adevărul? De ce deformați adevărul? De ce deformați adevărul? De treabă, s-a mai dus alții. Dar ce treabă avea dumneata cum era? Era ceva de audiență și nu ți-a dat magazinul la ușă? Eu nu mint. Dar la poliție de ce ați recunoscut că s-a întâmplat așa? Ce-am recunoscut, omule? Ei, uite, acum a făcut greșeala și mi-am retras plângerea. Păi dar suntem oameni. Pentru ce ai făcut plângerea asta? N-am înțeles. De ce faci? Sunt instituție publică, eu nu sunt persoană fizică aici. Dar mă întreabă ăla la prefectură, zice, domnul Dănești, dar cine? Ce bubuială e acolo? Dar ce să zic, domnul? Problema este între instituția primăriei și dumneavoastră, care e ca persoană fizică. În viața mea, fraților, vă spun ca părinții, sunt la majoritatea de aici, pot fi părinții. Nu am văzut așa ceva într-o instituție de stat, și bântui de acum, să bat de atâtea ori la ușă și să nu-ți dea drum. Bă, poate s-a întâmplat ceva. Mai încerc. V-am spus, așteptați că vorbesc la telefon. N-am trecat ușă, n-am făcut nimic. Sunt camere de la vedere? Sunt macuri care au fost? Foarte bine. Sunt macuri, chiar sunt macuri. De ce bateți cu pumnul ușă când v-ați așteptat să discut la telefon? N-am văzut așa ceva în viață. Nu ați văzut dumneavoastră, de ce veniți cu violență? Și bateți în ușă. V-ați așteptat să răspund la telefon. Dacă bate atâtea ori, dar poate să întâmplă ce vă spune. Dacă eu răspund că vorbesc la telefon, ce Dumnezeu v-ați adus? Haideți obligația să deschideți ușa. Dar cum? Domnul Drag, am și o întrebare. Am văzut la ușă, da? Dar până la urmă ați intrat?
Păi cum trebuie să mergi? Și nu era la voi simplu. Bun, ce ați constatat? Și anchetul și-a plecat. Dar fie faci mancheta aici. Atunci a dânsul, de ce v-a reclamat interviu? Nu înțeleg. Pentru că vin cu violență să spargă ușa. Și m-a întrebat prefectul, ce se întâmplă acolo, domnule Ramat? E dure. Haideți că e sfârșit de an. Cred că mi-a venit camerar și eu știu, vreau să mă vadă măreacă și m-a forțat ușa. Ați făcut la cum vor lăbioaște și vă rea frigărească. Hai, vine Crăciunul, să ne băgăm cu toate. Vreau să mulțumesc că pentru activitatea de anul acesta, în numele meu și al domnului declarăm ședința, domnul Mărușna. Da, asta, să ne băgăm, să vină Crăciunul. Sărbători, sărbători fericite, un Crăciun fericit. Vă mulțumim, vă mulțumim. Și sperăm într-o relație mai bună anul viitor, cu prezență la fel de bună ca și anul acesta. Haideți să fim mai buni, adică o, la fel, că așa noi cu noi, să nu ne mai puneți în sărbători fericite.